Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent, nodul nord în gemeni și pentru cei cu soare în gemeni încă o dată la mulți ani, în cazul în care nu ați primit urări mele în etalarea anterioară pentru iunie generală, da? la alegere. La mulți ani să vă bucurați de culoare, de dragoste, de tot ce e mai frumos și evident de sănătate. Mesajele pe care le-ați primit sunt destul de multe. În primul și în primul rând de la înger ați primit un mesaj. Dragostea face diferența. Dragostea ne ajută să ne vindecăm rănile trecutului și asigură un sen sentiment sau o senzație de securitate, de stabilitate și de Stimă față de noi. 3 și 1. 3 pentru mine este zodia gemenilor, în special este a treia zodie, comunicarea pe care o practicăm în general. Ne ajută să manifestăm 1. Să manifestăm ce? Parteneriate, stabilitate sau să ieșim de bine de voi, rămâne să vedeți cum se manifestă acest mesaj sau să ieșim dintr-un anumit sistem de gândire și să manifestăm ceva nou. Oricum, 3 și cu 1 înseamnă 4, 4 avem nevoie de stabilitate, da? de dragoste și de, pentru acest lucru trebuie să comunicăm corect. Comunicarea aduce manifestare, de fapt. La capătul setului de cărți aveți, oh, ce frumos, aveți răbdare, acest nufăr care știți care are o rădăcină lungă și pornește dinămul, din amol, din oroi și se ridică la suprafață atât de frumos, da? Uh, floarea este superbă, nici n-ai zice că a trecut prin câte a trecut, 7 și cu 1, opt, iar transformare. Iar unul, uh, unul pe care l-am văzut și mai devreme, a reapare ideea de manifestare. De manifestare după transformare. După comunicarea cu divinitatea șapte, asta înseamnă pentru mine, aveți o dragoste adevărată. Poate că ați ales dragoste adevărată și trebuie să aveți răbdare. Răbdare poate să însemne și o viață, poate să însemne și câțiva ani. Veți trăi și veți vedea. Ideea este că începe să faceți diferența între dragoste adevărată și ce ați mai trăit voi, eu știu, de-a lungul timpului sau urmează, dacă nu ați făcut până acum, urmează să faceți diferența. Alte, alte cărți, energia generală pe această perioadă, cu fi iunie, cu fi mai, iunie, iulie, variază, poate chiar este pe toată vara, da? Emoțiile, emoțiile ne guvernează și ne influențează felul în care gândim. Dacă avem emoții negative, începem să gândim negativ și invers. Gândirea negativă atrage emoții negative. Aici este balanța pe care trebuie să o manifestăm în viață și voi și noi, în general, da? Gândirea pozitivă versus gândirea negativă. Emoțiile negative versus emoțiile pozitive. Aici sunteți voi, regina de aer. Care trebuie să gândiți într-un anume fel ca să vă puteți înțelege hm? manifestările. Apare și un rege de apă la capătul setului de cărți, adică cineva cu marcaj în apă versus cineva cu marcaj în aer voi, da? Iar apă, emoții și gândire. Probabil că aici este o relație pe care o trăiți într-un anume fel după niște alte standarde cu care v-ați obișnuit și aici este provocarea. Cum înțelegeți emoțiile pe care le aveți și dacă trebuie musea să le înțelegeți? Oare chiar trebuie să înțelegeți toate emoțiile? Important este din această înțelegere, rațiu, raționament, să știți că emoțiile negative atrag gândire negativă și gândirea negativă manifestă, că am vorbit de manifestare de unul, situații negative, blocaje, da? Aici este, cred că, marea lecție a unora dintre voi. Vedem ce legătură au, au aceste cărți cu etalarea care va, se va desfășura în curând. Au mai vrut să se arate copilul și abundența. Posibil, într-o relație de dragoste trebuie să alegeți, aici este problema unora între copil, abundența poate să semne și familie, copil, familie și dragoste. Acum dragostea face diferența dragostea față de copil, dragostea față de sufletul pereche. E destul de, de greu de ales într-adevăr. Dar gândirea și emoțiile cred că sunt cele care trebuie să. Antrenate, antrenate, cred că e cuvântul potrivit, sau educate, ca să poată manifesta acea dragoste adevărată. Pentru dragoste adevărată, unor trebuie să renunțăm la familie, poate chiar la copii. Depinde de voi ce vreți să trăiți. Vedem, vedem. Oricum, e, e nevoie de multă răbdare, have patience, și această răbdare aduce transformarea situației și a voastră și a a persoanei la care vă gândiți. Hai să vedem. Ia uite, faetonul trebuie să mergeți către destinul vostru. Asta, ia uite, faetonul și roata norocului. Trebuie să vă eliberați de ce nu vă priește, să mergeți către nouă, către idealul vostru emoțional, să schimbați energia și să, să fiți determinați în a atinge acel ideal sau acel punct al călătoriei voastre. E totuși o călătorie, da? Gemeni. Cum ai și Mercur retrograd. Nu? Ne influențează. Nu. Nu. Așa este. Ia uite, regina de cupe. A reapărut regele de cupe, regina de cupe. E o persoană foarte sensibilă, foarte emoțională, care vă vă guvernează inima și vă, vă guvernează într-un fel frumos. Aveți sentimente față de cineva foarte profunde și foarte frumoase. Aici o chestie. Foarte frumoase. Provocarea este valetul de băte. Am zis, poate să fie și un copil, am văzut mai devreme, da? Trebuie să alegeți. Pe de-o parte, trebuie să alegeți. Nu e suficient să simțiți, trebuie să alegeți să și vorbiți, să și comunicați. Să, ceva ce ține de atracția pe care o aveți față de o persoană. Pot să fie două persoane diferite, am zis. Dragostea voastră adevărată versus familia și copilul. Un copil posibil. Vom vedea. Hai totul să pun toată crucea. Ia uite, șase de cupe. O întâlnire. E în trecut. O întâlnire cu un suflet foarte drag. Un suflet pereche care vine dintr-o altă lume să vă ajute să vă înțelegeți emoțiile. Cum am zis mai devreme să simțiți lucruri pe care nu le-a simțit, emoții pe care nu le ați simțit față de alte persoane, preajma altora. Acest personaj asta vă învață. V-ați întâlnit la locul de muncă al unuia. Știu că nu sunt monede, dar știu de ce zic că v-ați întâlnit la locul de muncă. Împărăteasă în ultima vreme, în ultima vreme, Poziția aceasta de, de mamă probabil că influențează pe unii, influențează această relație. Că vreți să aveți abundanță în această relație, că vă doriți un copil cu acest personaj, pentru unii poate să fie valabil, dar nu pentru toată lumea. Dacă unii sunteți deja căsătoriți, aveți copil, aveți familie, sunteți mame și soții cu altcineva, aici este problema. Cum manifestați? Dra repet, eu, dragostea face diferența. Dragostea față de copil, dragostea maternă sau dragostea aceea adevărată, senzuală, spirituală, pe care o trăiți unii. Cărțile arată foarte bine, foarte bine până acum, dar simt că e nevoie de, o, de un echilibru. Ia uite, eremitul în viitor. Dar trebuie să analizați. Aici este Mercur. Interesant, da? Probabil când este Mercur din retrogradare, veți înțelege niște lucruri deocamdată. Veți găsi lumina într-o poveste, în această poveste, care este o lecție spirituală. În prezent, iau te, Domne, aer, apă, iau te cavaler, ce, exact invers, regele de cupe, Regele de cupe și regina de aer aici. Regele de aer și regina de cupe. Da. Puteți să fiți voi sau alt semn de aer. Dar, vorbim totuși, în cazul în care vă reprezintă acest rege de spade, nevoia de analiză. Să analizați emoțiile, ceea ce simțiți. Eventual, dacă nu fie analiză, totuși e și regele de spade și eremitul, da? În prezent și în viitorul care o fi, Vreți să înțelegeți ceva. Întâlnirea cu acest suflet pereche. Cum se poate manifesta dragostea, aceasta eternă adevărată, abundența. Aici este cum puteți să puneți în, în practică pentru că sunt băte totuși, chiar dacă nu sunt monede, bătele, sunt practice, sunt inovative, creative. Vreți să creați ceva din această dragoste și? Hai să mai vedem. O să și clarific. O oh, ce frumos! Sfatul este steaua. De fapt, faetonul pe care l-am văzut mai devreme și eremitul merg către stea. Ambele situații caută lumina în întuneric. Vreți să vă echilibrați emoțional pentru că, am zis, e o chestie care ține de echilibru. Să vă vindecați de niște traume mai vechi. Răbdarea aceasta care vă, vă este necesară într-o poveste de dragoste adevărată aduce și transformarea nu se face ușor, se face cu, cu, durere. Da? Și atunci dacă sunt momente dureroase, aveți nevoie și de vindecare. O să și clarific. Pentru unii posibil să fie un vărsător. Cu regele de spade și steaua, posibil să fie un vărsător sau cineva cu marcaj în vărsător. Nu musta e vărsător, poate să fie ascendent. Da? În vărsător. un personaj cu altă viziune o, oh, regele de cupe, iar, iar apare exterior, regele de cupe, da? Vedeți cum se regăsește regele și regina de cupe, da? Hm. Din punct de vedere mental, posibil să aveți uh, regele și regina de regele și regina de cupe. Din punct de vedere mental, principial, posibil să aveți să puteți să faceți o, o colaborare cu cineva, dar din punct de vedere emoțional este o altă persoană care vă, vă împlinește și cu care vă simțiți ca un tot. Regele și regina de cupe. Acum, regina de cupe poate să fie exact același personaj să apară de două ori, evident, sub altă formă. Dar, de ce n-ați fi voi? Nu înseamnă că sunt, dacă sunteți gemeni nu simțiți, da? Puteți să simțiți foarte profund pentru cineva. Și acest personaj vă va atinge sufletul într-un fel special. Nu mintea, ci sufletul. Să mai vedem. Eu uite, spânzurată, de ce vă este teamă? De niște sacrificii. Am zis mai devreme. Cărțile arătă foarte bine, dar eu am așa un sentiment de, de crispare, să zicem, oarecum. Pentru că unii simt că aveți de ales între familie, abundența de pe care v-am arătat-o, poate să fie căpătată într-un mediu tradițional, împărăteasa poate să fie tradițională, pentru că are un copil, da? Și dragostea aceasta adevărată, regele și regina de cupe, să fie ceva pf, out of space, ieșit din, din tipare, ceva ce v-ați dorit doar în vise, doar în copilărie, poate în alte vieci acum se manifestă, este un ideal la care n-ați crezut că veți ajunge. Știu că sună ciudată interpretarea, dar... Aici este sacrificiile. De asta vă este teamă. De aceste sacrificii de stagnare. Dar știți bine că sunteți isteți, da? Că analizați și înțelegeți. Veți înțelege această lecție. Stagnarea aceasta sau sacrificiile acestea vă duc la iluminare, la înțelegere, iar lumină, ca și eremitul, da? Fecioară pești, opoziția fecioară pești. Um, vă ajută să înțelegeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Văd zodia peștilor în special de 3-4 ori. Balanță, taur, deocamdată nu, nu susține taurul, dar văd balanță, vărsător, fecioară, un pic de foc. Ca și nu neapărat zodii, cât ca și marcaj. O, oh, ce frumos! Și vă doriți soarele? Evident! Iluminare, înțelegere, adevăr, bucurie! Posibil pentru unii, repet, poate să fie acest copil. Pentru unii să face să, să sacrificați o dragoste adevărată pentru copil. Pentru alții, dacă scăpați de aceste sacrificii, ce frumos ar fi o să le clarific totuși, Vă doriți să aveți un copil cu a, pf, această doamnă, cu acest domn, care vă atinge în suflet într-un mod special. Și atunci, sfatul înseamnă să vă rugați, să sperați, da? Să sperați în continuare și să vă vindecați de traumele vechi ca să puteți manifesta lumină, sinceritate, adevăr. Ce-a să face? Șapte de cupe. Deocamdată e o stare de visare. Vă proiectați un pic în afară. Male preot. Deși vă doriți toate lucrurile acestea, simt că unii încă, încă Alegeți o perioadă veți alege din opțiunile pe care le aveți, inclusiv această dragoste, adevărată. Intre printre aceste opțiuni. Posibil să alegeți persoana cu care sunteți căsătorită. Deși această alegere vă blochează într-un fel, vă, vă creează niște dureri. Această alegere pentru unii. Pentru alții există un personaj strălucitor, steaua, soarele, marele preot, da? la care visați. Cred că acest personaj le include pe toate. Poate să fie chiar regele de cupe pentru unii, da? Poate. Și atunci. Ce reușiți să faceți? Să visați în continuare la acest personaj, deși știți că aveți niște blocaje în realizarea acestui vis, aceste iubiri adevărate. Din acest motiv trebuie să aveți răbdare. Blocajele astea vă, vă, pun la jos un pic, adică vă deprimă, vă rănesc toate blocajele pe care, peste care trebuie să treceți, toate luptele pe care trebuie să le dați în stânga și în dreapta pentru a manifesta această dragoste cu specială, cu un personaj total, total, complex, profund, luminat și care vă vindecă. Vă vindecă, vă bucură, dar aici este problema unor alegeri, unor alegeri. Pentru unii e posibil să trebuiască, pentru că ce e provocarea, valetul de, de bâte și cinci de băte reapare. Cineva cu marcaj în semn de foc să, să, vă provoace durerile, să vă accentueze blocajele, să facă parte din concurență, înțelegeți, da? Înțelegeți, of, of, of. Nu să fac așa. M am pus așa să vă să, înțeleg de fapt ce e cu acest șapte de cupe și mare preot, mare preot. E o lecție spirituală de la acest om, de la acest om minunat, învățați foarte multe cu eremitul. Probabil că deși deși vor mai fi momente de tăcere, deși vă veți separa din când în când de acest personaj, pentru că trebuie să vă vedeți de viața voastră, unii dintre voi. Separările aduc iluminare, înțelegerea unor probleme. La capătul setului de cărți, patru de băte. Ia uite. Această. Oh, multe emoții, multe emoții. Euforie în preajma cuiva, vreți să le comunicați. Emoții de care poate unor unii dintre voi ați fugit. Sau poate vreți să fugiți de acasă. Știu că nu sună frumos pentru cine ascultă, dar nu mă interesează. Unii ați fugit, poate să fie doar un vis că ați fugit de acasă ca să vă simțiți euforic în preajma, nu neapărat în brațele, în preajma cuiva care a vă aduce fericire flacăra pereche, flacăra geamănă. Știți că departe de ei sunteți supărați, triști. Da, puteți să fiți soția, mama aceea, perfectă, corectă, dar nu sunteți împliniți, emoționați, sunteți supărați. Aici undeva ați fugit de undeva, dintr-o casă, dintr-un spațiu în care sunteți supărați. Repet, voi, ei, Poate că și ei vă simt lipsa, că patru de cupe poate să reprezinte pe acest rege de cupe, nu neapărat pe voi. Dar eu cred că și voi, dacă sunteți flăcări și voi simțiți, când sunteți separați, simțiți această tristețe. Pentru că, uite, la bază sunt șase de cupe. Adică o legătură profundă, telepatică, da? Când unul plânge, plânge și celălalt într-o formă. Hai să și clarific. Uh, hai să le punem pasta totuși la loc. Le-am reținut. Că poate vor să mai apară. Deci, regina de aer și emoțiile aici. Emoții, cum am văzut mai devreme, pozitive, aici, nu uitați, da? Emoții pozitive și emoții negative. Am văzut și lacrimi. Dar, deocamdată, acum arată bine. Acum arată bine. Probabil că sunt. Eclipsa de lună din Săgetător va a stimulat emoțional, va va atins emoțional în casa relațiilor, dar cum relaționați și eventual cum relaționați cu cineva special. În fine, hai să vedem totuși. Regina de cupe, clarificăm pentru gen. Regina de cupe, central. Ia uite, doi de monede, nu știți ce să alegeți. Soarele sau luna? tradițiile sau iubirea aceasta adevărată. Da? Aveți nevoie de comunicare, aveți nevoie de manifestare. Da? Sunteți... V-ați încercuit în gânduri. Mai dăm o carte. Central. Doi monede și regina de cupe. Da? Aici trebuie să alegeți. Ori să stați undeva în fața gardurilor, în spatele gardurilor, într-o atitudine nu tocmai um, tocmai grozavă. Da, rezistați într-o relație, dar mult mai frumos era să fiți cu altcineva care vă vindecă, vă alină, vă inspiră aici. Trebuie să alegeți între 9 de băte și regina de cupe. Acest blocaj poate să fie din partea lor, nu mustai din partea voastră. Vedeți, vedeți cum corespundeți. Oricum, am, am simțit că trebuie să alegeți. Cărțile arătau bine de la început, dar trebuie să alegeți Sunt niște... Ia uite! Nu musai secrete. Poate că unii dintre voi vă ascunde suferința. Dacă sunteți în relație regina de spade cu altcineva, vă ascunde suferința și și nu doar că vă ascunde suferința, trebuie să și ieșiți din ea. Că da, aveți indicația, sfatul vindecați-vă. Vindecați-vă de acest stres mental ca să creșteți, iau marea preoteasă și mare preoteasă, să atingeți sau să vă apropiați de poziția unui anume personaj. Unii dintre voi, gemeni, aveți un personaj special în viața voastră, ce să mai... Poate acest personaj de apă va blocat din cauza că are niște situații acasă. Iar variază. Vedeți, vă rog frumos, cum preluați mesajul pentru că este etalare generală. Și unii ascendent se manifestă într-un anume fel, cu soale se manifestă altfel. Clarifică în valetul de bute, totuși, pentru gemeni. Ia uite, asul de spade. Vreți să comunicați? Aici este vorba de comunicare. Comunicare creativă. Să înțelegeți ceva. Atracția pe care o simțiți. O pasiune. Mai dăm totuși o... Oată, regina de băte. E o regina de băte. Aici este provocarea. Alegerea, de fapt, pentru că astul de spade a înțeles și a ales. Aici, a doi de, de monede încă stă și gândește și cântărește. Cum am simțit și cam am simțit de la început când am văzut această carte. Cărțile frumoase, dar erau o energie. Aici este. Provocarea este să alegeți, nu să mai stați să cântăriți și să puneți în practică, nu știu, să verbalizați într-un fel creativ, pentru că valetul de băte este creativ. Vedeți cum se potrivește la voi. E o regină de bâte aici, dar care are în spate o relație, o relație grea, o relație cu probleme. Cine e această regină de băte, această persoană pasională, pe cine reprezintă, voi știți. Cineva cu marcaș puternic în semn de foc și nu zic, îți repet, zodie, poate să fie și ascendent. Dar... Vedeți, Vedeți și voi. Pentru că acestea două exprimă sau ă, da. Nevoia de a clarifica o situație și de a doar verbaliza o înțelegere, o idee. 6 de cupe. În trecut. Ia uite, Asul de monede. 6 de cupe, acest personaj vă oferă valoare, potențial de lungă durată, un potențial deosebit, dar, dar sunt și multe blocaje, este și acest munte, da? Sunt și multe greutăți, aveți răbdare pentru această dragoste adevărată, da? Aveți răbdare, sunt multe de trecut și de, de trăit. Vă oferă susținere, dacă nu o fi relație, vă oferă ceva valoros acest personaj. Monede, semne de pământ, apă, sem cupe, semne de apă, băte semne de foc și aer, evident, spade, semne de aer, Da. Împărăteasa. Împărăteasa în trecutul apropiat. Oh, sunteți voi dezamăgiți. Sunteți voi dezamăgiți. Cofi semn de pământ, taur, cofi balanță, că sunteți chiar voi trei gemeni care erați bine până să întâlniți această dragoste, probabil. De ce simt eu chestia asta? Că erați bine până să întâlniți această dragoste care vă aduce și multă suferință. Și dezamăgire și suferința nu, nu sunt musai din cauza trădărilor. Nu, nu toată lumea se trădează. Pot să fie blocajele care ne fac să suferim. Pentru că nu putem manifesta această dragoste adevărată, da? Blocajele în sine. Repet, momentul de alegere, familie, copil sau marea iubire. Puh, greu de ales, nu? Ia uite, luptă. De creștere, de transformare. Luptă acasă, poate. Ia uite, conflicte acasă. Pentru că mare, împărăteasa este mamă. Că fi mama voastră, că fi mama lor, că fi soția, mama copiilor lor sau mama voi ca și mame. Această mamă, această împărăteasă, această femeie frumoasă care știe să iubească și să, să ofere ce, ce știa mai frumos și mai bun, suferă. Deși există o dragoste adevărată, ia iau Șase de cupe și regele și regina de cupe. Suferă. Uite și o și eu, odată cu voie. Acest munte nu e ușor de trecut. Și sunt trei dacă vă uitați mai bine, da? Da? Puteți crea ceva deosebit. O colaborare, lucru de valoare. Relația în sine, asul de monede nu e musă că ajungeți la căsătorie, puteți. Dar puteți să creați ceva mai presus de căsătorie, da? Lucruri valoroase. Cărți, proiecte, eu știu ce. Apropo de materialitate, E un potențial excepțional. Dar sunt trei munți de trecut. Un zi de piatră. Da? Uf, regele de spade în prezent, vă rog. Hai să vedem. Că totuși, cu steaua și cu soarele, uh -huh, șase de spade. Nevoia de a vă detașa mental de apele tulburi, de dezamăgire și să mergeți către soare. Uite ce frumos, da? Uite, uite ce frumos. Asta vă doriți voi, soare, și apare nevoia. Și aici este analiza și gândirea și momentul de decizie, că regele de spade își face planuri, este foarte decis. Da, poate că uneori analizează prea mult în legătură cu această călătorie de tașare mentală. Am zis, exercițiu, am zis de la început, e un exercițiu. Gândirea pozitivă aduce evenimente pozitive, gândirea negativă. Asta e. Dragii mei, vedeți și voi. Șase de spade. Că poate voi vreți să călătoriți către acest soare. Poate aștepta să vină soarele pe strada voastră iar. Iar este nevoie de a comunica despre ce iaute, despre familie, despre tradiții, despre o transformare. Da? Această pasiune pentru cineva va transformat felul în care vedeți relațiile, abundența, tradițiile care uneori sunt bune, alteori ne stau în calea fericirii. Variază. E chestie de analiză personală. Uf, clarificăm steaua, frumos, ca și spat. Uf, ia uite. Steaua, patru de băte. Dacă aveți conflict acasă, încercați să le vindecați. Cu răbdare, cu speranță, cu credință. Credința apare și la eremicii, marele preot, da? Rugăciune. Și la spânzuratul, că, da? Dacă aveți conflict, încercați să le vindecați. Dar, ca să le vindecați, trebuie să le înțelegeți. Trebuie să treceți prin, ce? Eremit. Uitați-l aici. Regele de spade. Acum, mai este evident că întotdeauna sunt variante. Trebuie, 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 evident. Trebuie să vă rugați și să sperați în continuare că veți avea un cuplu fericit unii dintre voi, o casă în care vă bucurați de persoana dragă, nu stați crispați în casă. Interesant, când am amestecat cărțile pentru etalare, a apărut patru de, de monede. Nu l-am scos, l-am pus. Acum mi-aduc aminte, patru de monede pentru mine înseamnă relații karmice. Și aici relația karmică versus relația spirituală pentru unii. Dar sperați la cineva că, care vă oferă echilibru, sperați eventual să vă întâlni. Dacă nu sunteți căsătoriți, poate nu sunteți căsătoriți, da? Sperați că vă veți întâlni cu acest personaj, împărăteasa, soarele, steaua, regele, regina de cupe, acest personaj minunat care e în viața voastră. Sperați în continuare, rugați-vă și între timp, până se manifestă, vindecați-vă. Și în ce constă vindecarea, dragii mei? Pentru că e lună plină, am vorbit de eclipsa de lună plină, urmează lună nouă, detașare la lună plină se fac detașările mentale, eliberările mentale, scrise, gândite, vorbite, asta Vorbiți mai puțin și curățați mental. Ca să înțelegeți ce e de înțeles. Ia uite. Aici este. Deocamdată, Pentru unii aveți niște chestiuni legale de rezolvat în legătură cu această casă. Că sunt acte, că sunt da, ieșire din indiviziune. Pff. Eu știu, cumpărați un teren, vindeți o casă. E o chestiune care ține de legalitate. -o fi divorț, nu să musai divorț pentru toată lumea, dar e o chestiune care ține de acte. Care, într-un fel sau altul, ar trebui să vă aducă echilibru financiar sau stabilitate. Să știți că sunteți voi, nu depindeți de altcineva. Asta pentru că aveți niște. O colaborare cu cineva pe care trebuie să o apărați. Știu că vă vorbesc uneori foarte ciudat, dar sper să înțelegeți. Există o colaborare cu cineva care vă obligă să fiți în defensivă, într-o atitudine defensivă. Și nu puteți să fiți tot timpul în această atitudine. Din acest motiv trebuie să echilibrați situația. Poate legal. Colaborare poate să însemne multe, Poate să însemne o discuție cu cineva, că văd uh, cavalerul de cupe. O discuție cu cineva. E o construcție spirituală, e o biserică aici, da? E o construcție spirituală, emoțională și practică, care aduce valoare artistică, într-un fel sau altul, da? Și care totuși trebuie tot timpul, tot timpul protejată. Și atunci nu se poate să stai uh, veșnic în, această, în acest stres. De-a zic că aveți multe de vindecat aici. Uh, trebuie să găsiți o variantă legală cum să rezolvați această problemă. Acest regel de monede îmi, îmi sugerează și potențialul acestei colaborări dar și adică această colaborare vă poate aduce stabilitate în timp cu răbdare dacă jucați legal sau aveți de separați trebuie să vă separați între personaj din viața voastră care are un rol tradițional și această, această, colaborare de suflet, așa o simt, cu cavalerul de cupe și trei de monede, o colaborare de suflet pe care tot o apărați. Înțelegeți? Haideți, vă rog, spuneți încă să înțelegeți, pentru că sunt atâtea scenarii, unii sunteți căsătoriți, alții nu sunteți căsătoriți, unii sunteți în relații frumoase, alții nu sunteți și... Da? Vă rog să înțelegeți. Încerc să mă exprim în așa fel încât să ajungă mesajul la fiecare. Ok. Și aici este. Vindecați problemele de acasă și ca să puteți manifesta flacăra geamănă, încercați. Vindecarea înseamnă și eliberarea de karmă. Karma. Aici e justiția, înseamnă karmă. eliberare mentală, da? De karmă. Hai. Că sunteți unii care mă ascultați de mai mult timp, de mai mulți ani și știți unde, unde vreau eu să bat, da? Regele de cupe. Regele de cupe exterior pentru gemeni. Asta e talarea mai lungă, da. Într-un proces de vindecare și acest, de analiză, și acest rege de cupe, acest personaj care vă este foarte drag, încearcă să se analizeze, poate are niște probleme de sănătate, poate se roagă, da, și voi trebuie să vă rugați și ei se roagă pentru această dragoste. Ia uite, justiția, unii au și ei probleme. Exact aceeași chestie. Probabil că face parte acest personaj din această colaborare-construcție. Iar vorbesc ca să vă înțeleagă anumite persoane, da? Sunt niște griji în spatele acestor comunicări, acestei griji, acestei pasiuni, griji, am zis, m-am repetat. Mai dăm o carte pentru regele de cupe. Posibil acest rege de cupe simte că voi sunteți, uite, aici este trei de spade, aici este trei de spade, dacă voi sunteți mame, soții, simte, da, simte că aveți această durere și suferă și el și analizează, da, trei și cu Regele de spade 4, da? Am zis că vă oglindiți unii dintre voi. Iau ce frumos asul de cupe. Multă dragoste aici. Ia uite. Și totuși își dorește să călătorească, să vină mai aproape, să, vom, să comunice. Și să comunice lucruri frumoase, optimiste, să sperați. Seamănă cu soare într-un fel sau altul. Îș, își dorește să... Dar se gândește cum să comunic, cum să merg înspre geme, eventual. Cum să transform ia uite, către voi. Aici sunteți voi preîmpărătese, Da, uite. Poate că aveți și copii totuși, unele dintre voi. Clarificăm spânzuratul. Nici, nu știu cum o să dau numele acestei etalori. Iar mă lungesc, tot anții că le fac mai scurte. Hmm. Faetonul. Aici este frica. Mergeți către stea. Am zis faetonul și eremitul. Mergeți către stea, către destinul vostru sau stați pe loc în relații karmice. Pești pentru unii să vă spună ceva. Aici este teamă. Ia uite, plângeți. Și voi și ei și... Da. Uf, haideți, nu mă face să plâng. Eu zic... Da, într-adevăr, cam umedă. Dar așteptăm soarele, așa cum vreți și voi soarele. Și eu îl vreau. Și pentru voi, și pentru mine, pentru toată lumea. Ia uite, magician. Vreți să manifestați, mai cea magician? Nu știți că înseamnă și gemeni și fecioară pentru unii și oricine. Oricine vrea să manifeste ce? 1 și 19. Soarele. 19 și cu 1, 20. 20 ce înseamnă judecata, ce frumos mesaj. Vreți să renaște, să manifestați această trezire, această bucurie. Aveți potențial, aveți instrumentele, aici este o chestiune de legătură cu spiritualitatea, de vi s-a zis să aveți, să aveți, credință, de apare eremitul în viitorul apropiat, îndepărtat, dar nevoia de a înțelege, de apare marele preot. E o, problemă, cu, nu problemă, E un punct. În aceste patru, cinci elemente, să zic, le aveți pe toate, da, le aveți pe toate, mai trebuie acesta. Cum manifestați dragostea adevărată? Cum manifestați fericirea? Cum manifestați ieșirea din stagnare? Pentru că aici, da, vedeți, faetonul are doi, nu, nu, în în fine, cai, să zicem, aici e cal. Da? Cum mergeți? Cum puneți în mișcare? Că există și dorința Domnului sau Doamnei, da? Și a lor, dar și a voastră. Cum manifestați? Oh, ce frumos! Ia uite! Preîmpărăteasă, nu? Aici este. Nu puteți să stați tot timpul defensivi, da? Ca să faceți pe placul tuturor, să nu aveți conflicte, să fiți în armonie, da? Și asta să vă aducă suferință. Nu se poate să fiți tot timpul defensiv. Trebuie, trebuie să fiți în grădina voastră fericiți, să ieșiți și la plimbare, da? E o chestiune care ține de emoții, da? Despre care am discutat chiar de la început. Și nu contează că sunteți semne de aer. Nu înseamnă că dacă sunteți semne de aer le înțelegeți mai greu, nu? Asta e o, deja uh, e o idee cam greșită. Nu? Și semnele de aer pot să fie foarte sensibile. Eremitul, te rog frumos. Eremitul. Oh, aici este uh, dra dragoste. De ce ai fi zis dragoste? Uh, așa a ieșit. Este, da, o dragoste care trebuie transformată. E o, o dragoste, o lecție spirituală, intensă, în această dragoste, care va duce transformarea, am zis, transformare, iau-te. Am vorbit la 17-8, da, aveți răbdare în această dragoste adevărată. Că vă întâlniți, că v-ați întâlnit, aveți răbdare, că și eremitul are răbdare. În momentul în care veți înțelege, veți găsi lumina, veți fi, foarte, veți fi alții. Veți fi transformați. Sper din tot sufletul, această transformare să vă aducă în această postură de magicieni vieții voastre, da? de potențialul maxim, de fericire, de înțelepciune, lumină spirituală, da. asta pentru că apare totuși dintre opțiunile. Pe care le alegeți, revin, alegeți, mare preot, creșterea spirituală, că alegeți un personaj luminat, posibil cu steaua soarele, regele de cupe, consilier, profesor, da, care e în sufletul vostru, posibil, deși aveți multe blocaje. Vedeți! Ce reprezintă pentru voi male preot? Acest personaj iluminat sau un personaj tradițional? Dați în urmă că ați văzut ce cărți au apărut în continuare. Totuși, aveți. Nu, este, nu e ușor. Nu e ușor deloc. Probabil veți trece și printr-o perioadă de tăcere. Dacă n-ați mai trecut până acum, veți mai trece. Dar uneori tăcerile sunt necesare tocmai ca să înțelegeți și să vă transformați, să ne transformăm. Hai, mai dă-mi carte. Ia uite, turnul. Ieșirea din stres, din blocajele mentale. Aici sunteți voi frumos, regina de spade. Ieșirea din blocajele mentale, din suferință. Turnul, momentul ăla, trăsne, soale, iluminarea, da? moartea și renașterea. Clarifică în șapte de cupe. Uf, e extraordinar. Ce frumos. Le primesc că sunt frumoase. Aici este. Șapte de cupe. Ce alegeți? Vindecarea voastră? Sau? Pasiunea. Poate că altcineva trebuie să aleagă între voi și o altă persoană că a văzut semn de foc pentru unii. E o alegere. Ce vrei să, să, să manifestați din dragostea aceasta? Pasiunea, atracția sau ca potențialul de vindecare? Pentru că dacă e potențial de vindecare și de dragoste necondiționată, posibil să nu se manifeste în, în trei de această dragoste. Dacă vrei să se manifeste și pasiunea, aici este. Oricum, le aveți pe amândouă. Oricum, le aveți pe amândouă. Dar ce vreți să. Aici este analiza și alegerea. Ce vreți să primeze din această relație? Pasiunea sau dragostea necondiționată? Pentru că asta duce către spiritualitate, către stea, către soare. Da? Cealaltă, duce într-adevăr către soare, dar. Dar rămâne undeva aici, în, în, în plan terestru. Înțelegeți? Aici este un moment de alegeri. Ce alegeți? Dar, dragii mei, nu alegeți când e Mercur retrograd. Mai e trei și mai vedem. Șapte de cupe. Repet, poate nu voi trebuie să alegeți, poate altcineva trebuie să aleagă. Vedeți. Dacă sunt complicate aceste etalări. Asta e, viața este complicată, ia uite, regina de spate, viața este complicată, nu este deloc ușoară și când e vorba de dragoste, când e vorba de dragoste adevărată, este și mai greu. Nu pot să vă mint că tot o să iasă bine și că așa, nu, și, și dacă iese bine, cum am zis mai devreme, sunt mulți, mulți de trecut către acest bine. Uitați cum plouă, de cât timp plouă, știm că soarele este acolo, dar știm că e acolo. Și totuși, unor parcă uităm din cauza norilor, da? Ia uite, și aici sunt nori și am mai văzut nori în câteva cărți. Dragii mei, nu știu ce titlu o să dau, dar sper că v-a plăcut. Sper că, în primul rând, v-ați primit niște confirmări și nu alegeți în perioada când este Mercur retrograd. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și încă o dată la mulți ani. Vă pup numai bine. Ceau, ceau!